Totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Aleluia. 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 Dumnezeu ne-a
Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Ceata Sfinților a aflat izvorul vieții și ușa raiului. Să aflu și eu calea prin pocăință, eu sunt oaia cea pierdută. Cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuie. Ta, să păzești neamul nostru călăuzindu-l din biruință în biruință și din slavă în slavă. Iar prin viața de oameni să rânduiești în ceata aleșilor de sufletele celor ce pomenire. Pomenirea lor din neam în neam și lepă lor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică și pe eroi și pe cei care au făcut tot posibilul ca ziua de 1 decembrie, precedată de celelalte zile, în care rând pe rând teritoriile românești s-au alipit la patria mamă. Este vorba despre Basarabia, despre Bucovina, Banatul, Crișana și în final Ardealul la 1 decembrie. Înainte.
Cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi, pământenii, din pământ, suntem zidiți și în același pământ vom merge. Precum ai poruncit, cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ, pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând tânguire de îngropare, cântarea. Aleluia, aleluia, aleluia! O Sfinților odihnește Hristoase, sufletele adormiților, robilor tăi. Sfântul Doamne, Doamne, odihnește sufletele adormiților, robilor tăi, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întrecirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Odihnește-le, Doamne, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul și orice greșeală au săvârșit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Dumnezeu să ierte, că nu este om care se pică. În bilință, și din slavă în slavă, iar prin iubirea de oameni să rânduiești în ceata aleșilor tăi, sufletele celor ce pentru credință și patrie s-au luptat în chip strălucit și au căzut eroi. Sufletele acestora, ca un nor de martor, ne stau înainte și locurile unde odihnesc cu semintele lor, păzesc hotarele pământului patriei. Iar cezitul lor sânge a dat pe vlăstarul libertății noastre. Pentru aceasta, dezleagă și ardele lor orice au greșit cu fapta, cu vorba și cu gândul, ca precum pe pământ au fost socotiți în ceata celor aleși, așa și în cer să-i numeri oastea Sfinților Mucenici. Și precum s-au arătat cinstiți de către oameni, așa și înaintea ta, Dumnezeule, să fie așezați cu Sfinții
ca acești viteji ostași purtători de biruință, lupta cea bună au luptat pentru apărarea țării și libertatea neamului din toate lucrurile și timpurile, cu tot neamul orice l-a dormit. Dumnezeu să ierte și Dumnezeu să odihnească, cu dreți. Să rog. Da, soția acolo, domnule comandant, stimați reprezentanți ai autorității locale și iubiți credincioși și cetățeni ai Olteniței. Am spus, iată, dincolo, că ne aflăm la un moment deosebit. Momentul acesta al învierii neamului nostru românesc, iată, este zi de duminică, ziua învierii, și iată, a spus că anul acesta, ziua de 1 decembrie, a coincis, iată, și cu o zi de duminică, știut fiind faptul că duminica este ziua învierii. Iată cum, din punct de vedere al credinței noastre creștin-ortodoxe, viața creștinului se desfășoară între un Paști și un alt Paști, anual vorbind, iar apoi, în fiecare săptămână, între o zi a învierii și o altă zi a învierii, între o liturghie, zi a învierii de 1 decembrie anului 2019, iată, și între, privind spre viitor, între ziua de 1 decembrie 2019 și 1 decembrie 2020 și rând pe rând și până acum și de acum încolo, iată, așa ar trebui să se desfășoare viața noastră de români. Niciodată să nu uităm acest moment. Celalte zile, ziua de 23 august, este din nou un moment important, fără a ne gândi la ceea ce a fost în Revoluție, dar este un moment de pătitură pentru poporul român și acea zi, din care am obținut cât s-a putut. N-am putut să obținem maximum, dar cu ajutorul lui Dumnezeu s-a obținut și la măcar a fost mii de vieți, poate chiar milioane cu statistici care au fost salvate în scurtarea cu șase luni a războiului. Și bineînțeles, la alte momente, 28 ianuarie, Unia Vasaladei cu patria mamă, 28 ianuarie, îi mulțește și face încă 5. Cel cu 2 la fel îi mulțește, cel cu 1 într-un interes personal, toate trec. Însă întotdeauna cineva își va aduce aminte de cei care au făcut într-adevăr ceva și pentru cei din jur. Vă mulțumesc pentru răbdarea pe care ați avut-o și rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ajute și să ne întărească în tot ceea ce avem de făcut. Nu uitați, și aici încă o dată subliniez, că dacă ce material se preface în cenușă și în pământ, este o realitate. Însă ceea ce este spiritual, fie că e vorba de credință, fie că e vorba de conștiința de neam, rămâne peste timp, rămâne veșnic. În închisorile comuniste au distrus din punct de vedere și al familiei, și al sănătății, dar nu le-a putut lua gândirea, iată, și nu le-a putut... Subunități pentru onor, înainte!